găsit la Jurnal Economic. Românii nu se mai tem să-și achite cumpărăturile cu cardul atunci când merg în străinătate. În fiecare minut sunt făcute 41 de tranzacții peste hotare, de 5 ori mai multe decât în anul 2008. Statistica arată că românii fac zilnic cumpărături cu cardul în valoare de 16,6 milioane de lei la magazinele din străinătate. Asta înseamnă o medie de 276 de lei per tranzacție, adică în jur de 62 de euro. Valoarea acestor plăți a crescut spectaculos în ultimii 6 ani. Suma lăsată în magazinele din străinătate în primele 3 luni ale anului este de 3 ori mai mare decât în aceeași perioadă din anul 2008. Totuși, românii nu se înghesuie să scoată banii de la bancomatele din străinătate din cauza comisioanelor ridicate. Atât numărul tranzacțiilor, cât și valoarea acestora sunt cu mult sub plățile făcute direct la comercianți. Românii au făcut 700.000 de tranzacții la bancomatele din afara țării, în urma cărora au retras echivalentul a 500 de milioane de lei. Peste 140 de milioane de dolari. La această sumă va ajunge publicitatea online românească în anul 2018. Acest serviciu, alături de plățile pentru accesul la internet, vor reprezenta cele mai dinamice sectoare din piață. Astfel, mediile de comunicare online au șansa să ajungă din urmă televiziunile la încasările din reclame. Concret, publicitatea online va înregistra o creștere medie anuală de aproape 15% și va ajunge la 141 de milioane de dolari până în anul 2018. Tot în următoarea perioadă vor crește și plățile pentru accesul la conținutul media difuzat online, de la 841 de milioane de dolari la puțin peste 1 miliard de dolari. În aceste condiții, accesul la internet și publicitatea online vor reprezenta în 2018 mai mult de 40% din piața media și divertismentul din România, urmate la mare distanță de abonamentele TV, cu 612 milioane de dolari, asta în anul 2018. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!